că foarte des ne punem întrebarea cum să scăpăm de ciarcăni. Bineînțeles, eu nu am venit azi în fața voastră ca să vă dau soluția ideală sau remediul perfect de a scăpa de ciarcăne, dar am găsit câteva soluții salvatoare de moment, care, sincer, pe mine m-au salvat de cele mai multe ori. Bună și bine ai venit pe canalul meu! Dacă ești pentru prima dată aici, îți urez bun venit! Mă numesc Amalia Drăvici și sunt make-up artist. Astăzi, dragile mele, vă voi arăta produsele care pe mine mă ajută să arăt mai odihnită, mai cu puține linii fine, dar în special odihnită, pentru că ciarcănele, nu știu dacă ați observat sau posibil ați observat, ne și îmbătrânesc, dar nu mai avem acel aspect tânăr, ca și cum de-abia ne-am trezit din somn după o noapte lungă de somn. La mine nu prea pot să mai vorbesc despre lungi nopți de somn, pentru că nu prea dorm extraordinar de bine și de aceea am nevoie de ajutorul produselor și nu de foarte multe produse, dar într-adevăr am câteva produse salvatoare în tursa mea și astăzi vă arăt un produs care mă ajută pe mine cel mai mult și îl folosesc, recunosc, în fiecare zi. Să știți că în ultima vreme am diminuat considerabil numărul de produse pe care le foloseam pe față și aici mă refer și la partea de skincare. Nu mai folosesc atât de multe produse, dar astăzi nu vom vorbi despre ele, vom vorbi despre concealer. Concealer care, sper că știți, este o diferență între concealer și corector, deci între anticiarcăn și corector. Astăzi vă voi arăta și partea de concealer pe care eu o folosesc, ce produse folosesc eu, pentru că îmi place să le schimb, am câteva preferate, dar și partea de corectare, ce produse de corectare folosesc pentru zona ochilor. Și bineînțeles, voi începe cu partea de corectare, pentru că este primul pas. Și pentru că am găsit o variantă foarte, foarte drăguță la Sephora, produsul meu, unul dintre produsele mele preferate de corector de la Becca. Uitați ce mic și drăguț este. Este corectorul roz pe care eu mi-l aplic, este primul pas și mi-l aplic în această zonă. Iau foarte puțin produs și vă recomand și vouă să faceți același lucru. Aplicați foarte mult puțin produs pe inelar și tapotați. Puteți să aplicați și cu degetul, bineînțeles, după ce vă spălați foarte bine înainte de aplicarea machiajului pe față, ori cu o pensulă cu peri sintetici. Și veniți doar în zona întunecată. Deci acesta este primul pas. Și mai am două corectoare care îmi plac la fel de mult. Corectorul de la Maybelline, Instant Anti-Age. Se numește The Eraser Eye. Este un tratament de ochi, așa spun ei, și concealer, dar eu am varianta brightener, deci cea care luminează. Vă spun sincer, eu am încercat să-l folosesc doar pe acesta, dar zona de sub ochi nu a arătat foarte ok, deci am revenit și cu un concealer. Deci asta este al doilea produs de corectare și este roz, la fel ca și cel de la Becca. Și mai am un produs de la Bobbi Brown, se numește Tinted Eye Brightener, care face același lucru, este un corector care pur și simplu, ca prin minune, dispare partea întunecată de ochi și după aceea poți să vii cu concealer. Deci Tinted Eye Brightener, care este tot la fel, o culoare de somon, așa. Este mai puțin peachy decât celelalte, mai puțin roz. Ok, și acum vom trece la concealere și voi începe tot cu Bobbi Brown. Concealerul de la Bobbi Brown. Eu am nuanța Warm Beige. Este foarte potrivită pentru tenul meu. Variantele de la Bobbi Brown, brandul Bobbi Brown, îl găsiți în magazinele Douglas sau în magazinul fizic din Băneasa. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Bobbi Brown. Le cunosc de mai bine de 12 ani de zile și le ador pe toate. Ok, o altă paletă salvatoare pe care vă recomand și sper să o mai găsiți, sigur o veți găsi în mediul online, este paleta Master Camo. Este un kit de corectare, o să o deschid, sper să nu cadă pensula de aici. Deci aici avem partea de corectare pentru zona feței, aici este partea de concealer și aici partea de iluminare. Mi se pare foarte practică această paletă,
poți să o iei și în geantă cu tine. Eu pentru concealer folosesc acestea două, mai mult din partea mai deschisă, din tonul mai deschis. Și e foarte, mi este foarte dragă și această paletă. Ok, tot de la Maybelline. Din câte vedeți, mai am super puțin. Scuze că mă șterg în zona aceasta, dar luminile acestea sunt foarte puternice și mă fac să transpir destul de tare și n-am un aer condiționat aici. Ok, cum spuneam, acesta este produsul de la Maybelline. Tot la fel, este în aceeași gamă cu ăsta, dar nu este brightener, este chiar concealer. Din păcate nu mai știu numărul, mai am foarte puțin în el. De aceea vi-l arăt că l-am folosit destul de mult. Super, super bun. Și ce mai îmi place la produsele de la Maybelline, acesta Instant Age, că poți pur și simplu să te machiezi pe toată fața sau doar în zonele unde ai nevoie și acoperă super bine. Finish-ul e unul foarte, foarte natural. Îmi place tare mult. Un alt produs foarte drag mie, produsul de la Yves Saint Laurent. Acesta este numărul 2. Tot la fel. Mai am și în ăsta foarte puțin. Vin ori ca să iluminez ori pe partea de concealer după ochi, pe sub ochi, după ce am folosit corectorul. Ăsta, într-adevăr, este un pic mai scump, dar să știți că merită banii. Ok, și un ultimul produs este de la Laura Mercier, se numește de la Chanel, Le Curateur de Chanel Concealer 30 Biche. Dar nici nu m-am uitat ce-am luat în mână. Și ăsta e un bij foarte drăguț, mie mi se potrivește super, super bine. Să știți că, în general, pe față, foarte, foarte rar mai îmi pun ceva, fiind nevoită să port mască în interior. Poate folosesc și sigur folosesc o cremă corectoare care are și SPF. Și este mult mai ușor, acoperirea este mult mai mică, dar nici n-am nevoie de acoperire și asta vă sfătuiesc și pe voi. Vă sfătuiesc să vă rezolvați problemele pe care le aveți cu tenul și astfel nu veți mai fi nevoite să folosiți un fond de ten cu acoperire atât de mare, că sunt sigur că se găsesc soluții peste tot, cred că doar să vrem și sigur se vor găsi. Ok, și astea sunt produsele pe care am vrut să vi le arăt astăzi și să le împărtășesc cu voi. Sper că am reușit mai bine și să vă dau părerea mea sinceră despre aceste produse de astăzi. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă aveți întrebări sau sugestii de noi clipuri și de noi subiecte pe care doriți să le abordez. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, Amalia Drăghici, și dacă nu v-ați abonat la acest canal, vă invit să o faceți, astfel veți fi la curent cu noile mele tutoriale. Acesta a fost clipul de azi. Ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând!